Bună ziua, alături de domnul Dulamă, proaspăt secretar executiv sau secretar de care la PPP? Secretar executiv în cadrul Consiliului Executiv Național. Ales acum câteva zile. Ales duminică 8 februarie la congresul care a avut loc la București, la Palatul Parlamentului. Ce înseamnă acest secretar executiv? Că noi nu știm. Ce face secretarul executiv? În primul rând, cred că este o, cum să vă spun, faptul că județul Neamț are un reprezentant la cea mai înalt nivel în conducerea Partidului Mișcarea Populară, cred că este rodul rezultatelor care au avut loc în cele două campanii electorale din 2014. Am avut un reprezentant și mai de vârf, care acum, astăzi, nici nu știu dacă a terminat, este la DNA, din păcate. Da, eu aș vrea să vă spun din capul locului pentru telespectatori și pentru, în primul rând, pentru cei 5400 de membri activi ai Partidului Mișcarea Populară din Neamț, cărora le mulțumesc pe această cale că... Așa de mulți aveți? 5000? Avem 5400 cu acte legal, nu făcuți pe genunchi și sperăm să mai creștem. Știți că orice partid, din mulți dintre dumneavoastră cred că știu, suntem un partid înființat în ianuarie 2014, deci într-un an de zile am reușit să avem o organizație solidă la Neamț și nu pot decât să mulțumesc membrilor Partidului Mișcarea Populară. Povestea aceasta cu Elena Udrea nu vă va trage înapoi? Dar aș vrea, așa cum începusem să răspund din capul locului, să vă spun că din 27 seara, 27 ianuarie, doamna președintă s-a autosuspendat din toate funcțiile din cadrul Partidului Mișcarea Populară. Faptul că ceea ce se întâmplă în momentul de față, nu văd de ce ar fi o legătură între dumneavoastră și Partidul Mișcarea Populară, dar ca imagine, așa cum a spus, nu poate fi benefică partidului. Pe de altă parte, am mai spus-o, cred că ceea ce s-a întâmplat, și mă refer începând cu 28 ianuarie, când la conducerea partidului interimar până în 8 februarie a venit domnul Tomac și domnul Sifrid Mureșan, au fost benefici acestui partid și cred în continuare că ni se vor alătura mulți tineri și oameni care vor într-adevăr să facă altceva. Și cumva și domnul Băsescu. Am văzut o intervenție a dumnealui la congres la dumneavoastră care spunea el ceva că va fi alături, dar nu chiar călare. Eu vreau să vă spun că eram în sală la Palatul Parlamentului și apariția, surpriza președintelui Băsescu nu a făcut decât să emane mulțumire și ropote de aplauze. N-aș vrea acum să comentez prea mult pentru că toate televiziunile și media a punctat acest subiect pe îndelete atât duminică cât și în ziua de ieri. Vreau să vă spun că pentru noi marele câștig este că președintele Băsescu s-a reîntors în viața publică și în viața politică și faptul că de la tribuna Congresului PMP-ului a spus răspicat sunt partenerul PMP-ului și PMP-ul este partenerul meu, cred că de cel puțin 4 ori, nu poate fi decât o gură de oxigen pentru Partidul Mișcarea Populară. În contextul actual, haideți că ați spus de media, în contextul actual media, în care toată lumea aruncă cu roșii stricate înspre președinția care s-a terminat și înspre PDL și înspre tot ce a fost în jurul lui Băsescu, credeți că este un lucru benefic pentru partid? Nu este un lucru deloc plăcut, dar cu siguranță noua conducere și, așa cum am spus, cei doi, președintele și prim-vicepreședintele, sunt oameni tineri, oameni care nu au făcut parte din niciun fel de, eu știu, intoxicare politică, să pot spune așa, nu poate fi decât benefic. Într-adevăr, trecem prin momente un pic mai delicate, pentru că vrem, nu vrem, ne este afectată imaginea partidului, dar, așa cum am spus,
trebuie să mergem mai departe. Obiectivul nostru sunt alegerile din 2016, atât alegerile locale cât și alegerile parlamentare. Dacă până atunci vor avea loc alte alegeri, suntem pregătiți și sperăm să trecem cu brio și examenul. Și mă refer acum în primul rând la județul Neamț. Dacă vor fi alegeri la nivel de Consiliul Județean și în Comuna Girov, suntem pregătiți să intrăm în lupta electorală, să dovedim că... Devine interesant. Veți avea un candidat la Consiliul Județean? Deocamdată nu, pentru că de-abia în 28 februarie... Sau aveți și nu vreți să-l spuneți? Nu, nu-l avem. Vă spun cu siguranță. Niciodată n-am ținut în mine, eu personal și nici organizația, dar, așa cum am spus, suntem la început de drum. În data de joi, pe 12 februarie, o să avem alegeri pentru municipiul reședință de județ, care are o organizație puternică, dar în momentul de față este condus de un birou interimar și cu siguranță vor trebui să-și aleagă un birou stabil definitiv. În data de 28 februarie avem conferința filialei județene a Partidului Mișcarea Populară, unde vom alege conducerea la nivel de județ. De asemenea, în momentul de față există o conducere interimară, unde vrem să avem reprezentanți atât din orașele județului, dar și din comunele care au avut rezultate foarte bune și, de ce nu, și din cele care nu au avut rezultate, pentru a putea crește un pic organizațiile acolo. După 28 februarie, când intrăm și noi, ieșim din perioada de interimat, cu siguranță, dacă vor fi alegeri, vom găsi și un candidat. Dacă, ce opinie personală aveți dumneavoastră? Vor fi sau nu vor fi alegeri? Vedeți, lucrurile se mișcă cu o rapiditate fantastică. De la o zi la alta apar lucruri noi care, deși par la nivel național, automat implică și județul Neamț. Eu personal cred că în sfârșitul martie, aprilie, vor fi alegeri totuși la Consiliul Județean. Personal vă spun, deci nu vreau să fac o afirmație. Asta înseamnă că bănuiți și o schimbare a guvernului? E posibil ca în martie să fie și o schimbare de guvern, pentru că cel mai bine acum să stai din punctul de vedere a PMP-ului din afară, să privești exact bătălia celor două mari puteri politice la nivel național. Și mă refer aici la noul PDL și la PSD cu UNPR împreună. Deci este un joc pe care noi din afară, cu cât vom ști mai bine să-l gestionăm, cu atât va fi benefic pentru noul PMP, să spun așa. Adică într-o traducere urbană să-i lăsăm să-și scoată ochii. Ați spus-o dumneavoastră, nu eu. O întrebare grea. Care este poziția PMP Neamț față de Gheorghe Ștefan? Ce să vă spun? Spus că e o întrebare grea. Este o întrebare grea pentru că, vedeți dumneavoastră, foarte multă lume în Piatra Neamț și în județul Neamț se pare că a uitat cum arăta orașul Piatra Neamț în 2004, în 2005. Acum e ușor să întorci spatele și să arunci cu praf în ochi la ceea ce se întâmplă. Dar să știți că dacă Piatra Neamț arată cum arată și județul Neamț, și foarte mulți investiții s-au realizat în județul Neamț, se datorează în bună măsură și domnului Gheorghe Ștefan. Dar, așa cum am spus, lumea cam uită. Deci poziția dumneavoastră ca formațiune politică pe plan local este de deschidere față de domnul Gheorghe Ștefan, dacă va dori să se reîntoarcă în viața politică după ce își va rezolva problemele, sau vă distanțați? Partidul Mișcarea Populară este un partid de centru-dreapta. Din câte știți și dumneavoastră, primarul Gheorghe Ștefan tot timpul a fost de centru-dreapta, dar poate chiar mai bine de dreapta decât de centru-dreapta. Noi nu vrem să facem parte decât din această alternativă care o vedem noi în următorii ani pentru județul Neamț, pentru Piatra Neamț și pentru România, adică de centru-dreapta. Vedeți vreo alternativă la lumea politică actuală în care vă includ și pe dumneavoastră? Observăm la nivelul județului Neamț, la toate partidele, la toate nivelele,
o lipsă fantastică de cadre. Credeți că se va rezolva în următorii ani această problemă? Cred că ați punctat foarte bine în următorii ani, pentru că în momentul de față, la evenimentele care se întâmplă la nivel național, și așa cum am spus, pe unele locuri și ating un pic și județul și orașul nostru, lumea cam fuge de politică și asta e un lucru foarte rău. Vreau să vă spun că... De politică sau de clasa politică? Automat, fugind de politică, cred că se subînțelege că fugi și de clasa politică. Să știți că este o greșeală din punctul meu de vedere. Așa cum ați spus dumneavoastră, nu cred în județul Neamț în momentul de față că mai există lideri politici puternici, nu cred. Nu vreau să zic că nu există. Poate există, dar nu vor să iasă în față datorită evenimentelor care se întâmplă la București. Dar vreau să vă spun că este o mare greșeală. Și aș puncta pentru telespectatori exact cu ceea ce s-a întâmplat la Congresul Partidului Mișcarea Populară de la București, care a avut loc duminică. Din cei 35 de membri din conducerea națională, vreau să vă spun că se mai regăsesc doar 3 sau 4 membri din vechea conducere și aceea posibil cu timpul să se retragă. Toți sunt oameni noi, oameni tineri, oameni care nu au mai făcut politică la nivel de funcții sau la nivel de partide în spate. Sunt oameni care au intrat în această construcție a Partidului Mișcarea Populară, sunt oameni care se alătură atât domnului Tomac cât și domnului Sifrin Mureșan. Pentru mine personal nu este decât un lucru îmbucurător, pentru că avem nevoie de o schimbare a clasei politice și n-am spus-o eu și nici nu repet acum eu, nu vreau să fiu doar un filozof, au spus-o multă lume, de mulți ani tot se încearcă schimbarea clasei politice, dar nu se realizează. Sperăm că... Cred că ar merge treaba cu votul obligatoriu și cu căsuța albă în care să pui dacă nu-ți place niciunul de pe listă. Ar fi bine. Sau să meargă cu votul pe listă, așa cum... Deci cred că spuneți că e mai bine cu propunerea de vot pe listă? Vedeți, noi acum la Congres am mers pe o moțiune pe care cel care a fost candidat la președinția partidului, domnul Eugen Tomac, așa cum am spus, un tânăr politician, a venit cu lista de 35 de oameni, de echipa cu care vrea să conducă. S-a votat moțiunea după ce ne-am prezentat fiecare și a fost prezentat și programul moțiunii și lumea a avut de optat. Nu pot să spun acum că au fost din 740 de participanți la congres, au fost 741 de voturi, știți, ca să dau un exemplu din vechile dinastii politice. Dar au fost și oameni care, într-adevăr, au avut opinii divergente și le-au expus. Au fost și voturi împotrivă, au fost și abțineri, deci, într-un cuvânt, o democrație tinerească bineînțeleasă, ca să mă exprim punctual. Din 2016, obligatoriu Neamț vor fi alegeri. Care este targetul dumneavoastră ca partid? Sau haideți să nu spunem ca partid, pentru că acolo trebuie să ne spunem și ce targeturi centrale. Cam ce doriți dumneavoastră pentru plan local? Ca dorință, să-i spunem. Aș pleca în primul rând de la rezultatele care le-am avut anul trecut, în care, așa cum ați sezizat și dumneavoastră, nu pot spune că PMP-ul a avut un lider în Neamț, o locomotivă, ba pot spune că am fost un pic dezavantajați de situațiile care au avut loc. Cine era la PMP? Păi la europarlamentare, cred că... Cine era președinte? Era doamna deputat, Stoica, Mihaela Stoica. Cum să nu fie doamna Stoica, nu e locomotivă? Ce spuneți dumneavoastră aici? Da, nu vreau să comentez niciun fel. Eu am văzut-o de două ori scos în fum. Da. Vreau să vă spun, să pornim de la procentul care l-a avut Partidul Mișcarea Populară la nivel județean, deci am fost la 7,27%, un procent peste media partidului și atunci, normal, dacă vrem să ne impunem și ca orice partid tânăr și ca orice birou tânăr care se va crea odată cu adunarea noastră de pe 28 februarie, să avem un target. Nu putem merge decât în plus față de ceea ce am realizat anul trecut și nu m-am jucat niciodată cu cifrele și nici nu vreau să arunc
eu știu, cuvinte care poate se vor dovedi că nu vor fi reale, dar cu siguranță printr-o bună organizare și pentru crearea la nivelul comunelor, a satelor și a orașelor mari a organizației, reușim să depășim 10%. Tot a spus de tineri, 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 tineri. Credeți că veți reuși să depășiți un prag electoral de 10-15% fără să vă aduceți și câțiva dinozauri în organizația de la Neamț, fără să reciclați de la un partid, dintr-o parte, dintr-alta, fără să aduceți, haide să spunem pe românește că așa se întâmplă la toate partidele, niște oameni cu bani, niște oameni cu poziții, niște oameni cu notorietate. Vedeți, acum iar intrăm într-un mediu organizatoric. Cine zice că face politică fără bani, cred că se înșală, dar cine zice că poate face politică numai cu bani, cred că se înșală și mai tare. Dacă vreți o opinie personală, și cred că multora dintre cei care sunt alături de mine în PMP acum. Eu vă spun din exterior, așa, ca să mai și glumim, dumneavoastră a spus că cine crede că face politică fără bani se înșeală. Eu cred că am ajuns la nivelul în care cine crede că face bani fără politică se înșeală. Din păcate. Și de nea uneori arată zi de zi. Evenimentele care da, ne arată zi de zi. Noi vrem să fim altfel. Vreau să vă spun că nu contez ce spuneți dumneavoastră. Evenimentele, într-adevăr, se decurg cu așa o rapiditate. Ne arată altceva. Istoria trecutului ne arată ceea ce a spus dumneavoastră. Dar nu e obligatoriu. Este clar că trebuie o revigorare și nu o revigorare, chiar o schimbare a clasei politice. Nu mai vedem nicio diferență de doctrină între partide, nu mai vedem nicio diferență de ideologie, nu mai vedem nicio diferență nici măcar de exprimare în mediul public. Cum credeți că o să reușiți să vă desprindeți din... E un perpetuum mobile, ne obișnuim într-un fel, toate partidele fac la fel, toți sunt cam la fel. PMP, un partid tânăr de, așa cum am spus, un an de zile, un an și o lună, stând puțin în umbra celor două mari, sau eu știu, alianțe mari politice, a văzut un pic și defectele, dar și lucrurile benefice. Și atunci am luat de la fiecare. Am avut și alegerile prezidențiale, am avut și alegerile parlamentare, am văzut și noi unde s-a greșit, am băgat și noi în moțiunea pe care am spus-o la Congres, România implicată, PMP, Partidul Schimbării. Chiar și prin titlul moțiunii pot să vă spun că așteptăm, așa cum am spus dumneavoastră, foarte mulți tineri care vor să se implice, să vină curați, să nu aibă în spate lozinca sau simbolul, domnule, mă duc la partid ca să fac bani. Este o mare greșeală și nu cred că se gândește cineva la lucrul acesta, dar bineînțeles... Trebuie să meargă la un partid mare ca să facă bani. Da, trebuie să meargă la un partid mare. Deci sunt lucruri pe care noi le-am văzut și să știți că în programul moțiunii apar toate aceste lucruri. Apare și propunerea de votul prin corespondență, care ați văzut ce s-a întâmplat în noiembrie. Au stat lumea la cozi, au stat și mă refer în primul rând aici la județul Neamț. Sunt foarte mulți oameni din județul Neamț, familii întregi care sunt plecați la muncă în străinătate și n-au putut vota, deși... Credeți că suntem pregătiți pentru votul prin corespondență? Nu o să avem cumva o vânzare de plicuri ca la voucherele de la Dacia? Eu sper să nu fie așa, dar cu siguranță trebuie început. Dacă tot stăm și vorbim și batem pasul pe loc, o să facem, o să dregem votul prin corespondență, o să facem secții de votare în diaspora mult mai multe, o să aducem tineri nehotărâți care n-au făcut politică și care vor să se implice. Sunt foarte multe vorbe care se spun, dar nu se fac. Deci, pe undeva, așa cum am spus-o și la început, o schimbare a clasei politice este benefică. Pentru că oamenii s-au săturat, poate, de acei lideri care au în spatele lor aceiași mamuți, cum spuneați dumneavoastră. Observăm în restul țării un alt fel de comportament al partidelor politice față de ce vedem la Neamț. În alte județe au tot felul de dezbateri în contradictoriu pe doctrine, pe fapte, pe proiecte, pe... La Neamț parcă sunt toți din aceeași mamă. Nu se mai ceartă nimeni cu nimeni,
nu are stânga nimic împotriva lui dreapta, dreapta împotriva lui stânga, centru împotriva lui dreapta. Totul este, din exterior, dați o impresie așa că ați bătut palma toți. S-au mai certat o leacă chiar ei între ei în coaliții. Dar în exterior totul este o liniște, totul este frumos. Stânga nu reproșează lui dreapta, dreapta nu reproșează lui stânga. Chiar merg lucrurile așa de frumos în județul acesta? V-am zis, cred că suntem pe aceeași linie și pot să mă consider eu moderatorul dumneavoastră la acest răspuns, pentru că PMP-ul, așa cum am spus, nu este implicat încă în niciun fel de. Noi nu avem încă consilieri locali, nu avem consilieri județeni. Sperăm ca în 2016 să-i avem pe listele Dar PMP-ului. nici nimica de reproșat la nimeni nu aveți. V-am spus și v-am repetat. Suntem deocamdată la o perioadă de interimat. Poate o să vină momentul când vom reproșa și noi atât celor din stânga, care în momentul de față sunt la guvernare, dar și celor din dreapta, care probabil se pregătesc să ia guvernarea, că sunt lucruri și scăpări care trebuie. Și să vă mai spun o chestiune. Acum, contradicția duce la progres, dar se pare că, așa cum ați observat și dumneavoastră, lumea în ședințele, atât la județ, poate cât și la municipiu, toate merg ca pe roate. Pe undeva este benefic. Să vă aduceți aminte acum vreo 5-6 ani când se bălăcăreau în ședințele de Consiliu Județean sau chiar Consiliul Local, cred că mai bine spus Nu, acum vreo 6 ani. nu se bălăcărea stânga cu dreapta, se bălăcărea stânga cu stânga și dreapta cu Da, dreapta. e adevărat. Deci nu erau Noi vrem ca pe așa ceva să nu se principii. mai întâmple, dar așa cum a spus, nu să fim niște roboți, să stăm la ședințe, să ridicăm toți mâna, indiferent de luările de poziții și contradicțiile, nu pot duce decât la progres. Și cred că singurul care va avea de câștigat va fi cetățeanul care, odată la 4 ani în cabina de vot, trimite un om în Consiliul Local, în Consiliul Orășenesc, în Consiliul Județean și, de ce nu, în Parlamentul României, pentru că mă uitam și ieri la dezbaterile vis-a-vis de subiectul aprins al săptămânii. Foarte mulți parlamentari care poate acum câteva luni se gudurau pe lângă doamna președintă, acum Așa e în i-au întors politică. spatele. Așa este în politică. Pentru că a spus de vot, ați adus aminte de vot. Județul Neamț este iarăși total atipic când vorbim de vot. Mult mai atipic decât restul țării. Avem peste 50% statistic de fiecare dată vot negativ. Adică am putea să spunem că în Neamț până acum nu a câștigat niciun partid, ci de fapt și drept au pierdut ceilalți. Cum veți face față la un astfel de mediu în care votul negativ este predominant. Să fim sinceri, am văzut alegeri în anii trecuți în care putea să candideze un calorifer și ieșea. Corect? Cum veți face față la așa ceva? Vă dau Când dreptate, 95%, cetățeanul nu mai 5% nu. bazează pe ce aveți dumneavoastră ca proiect. El se duce să-i rupă gâtul la celălalt politician. Da, vreau să vă spun că, acum făcând un pic istoricul vieții politice în care am intrat destul de tânăr, am fost membru la Partidul Național Liberal din anul 92, deci cam de atunci am intrat, într-o conjunctură care nu cred că o simțeam să fac politică, dar așa a fost treaba atunci, având o activitate în sediu PNL-ului vechi de atunci. Dar experiența politică până în momentul de azi, am trecut prin foarte multe campanii electorale. Părerea mea este că s-a văzut și anul trecut și s-a văzut și acum 2 ani, în 2012. Dacă nu încercăm să venim în fața electoratului cu un alt gen de campanii, deci lumea s-a săturat de găleți, de, eu știu, alte obiecte care, cel puțin în mediul rural, să știți că oamenii și ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2014 a dat de înțeles la mulți. Toți se așteptau și spuneau, domnule, la oraș și poate să știți că ne mai descurcăm mai puțin, dar la sate o să-i facem, o să-i. Nu, s-a deșteptat lumea, trebuie un alt gen de campanie electorală făcută, trebuie venit în fața electoratului la nivelul anului 2015-2016, pentru că nu mai ține. Așa cum ați spus, au fost perioade când oricine ar fi candidat acolo ieșea, ori deputat, ori senator, pentru că
Ceilalți enervați e lumea. Da, lumea s-a dus pe vot negativ indiferent. Și aici s-a dus să sancționeze la vot, nu să voteze. Exact, au sancționat exact niște greșeli făcute de liderii de la București. Nici nu s-au uitat că poate Neamț treaba nu a fost la fel. Sau poate s-a că uitat Neamț, și la Neamț. S-a uitat și la Neamț. Dar, și aici o bună parte a măsurilor care s-au luat ați avut-o și dumneavoastră prin intermediul televiziunilor și a media. Pentru că vrem, nu vrem, lumea în momentul de față e canalizat pe telecomanda de la televizor și mai puțin, așa cum spuneați, pe așa zisele proiecte a unor partide. Pentru că, punându-le toate în căciule, o să vedeți că el, ca și proiecte, foarte multe se aseamănă, nu diferă mult, prea mult de ceea ce ar trebui să fie. Dar cam ca în cărțile religioase, pildele sunt bune la toate. Da. Deci, credeți că veți face față la așa ceva? Este un județ destul de complicat. Noi încercăm să facem alt gen de campanie. Îi lăsați să scoată ochii și după aceea veniți să candidați. Încercăm în primul rând să ne creăm organizațiile noastre la nivel de fiecare comună și sat, oraș, organizații care trebuie să le avem pentru că altfel nu existăm. Deocamdată la asta lucrăm, nu avem nici un fel, așa cum am spus, nici de candidați. Asta nu exclude și nu... Vă spun sincer că nu ne gândim deja pentru 2016, pentru că a alege un viitor primar de comună, de municipiu, reședință de județ sau de oraș trebuia început cu mult înainte de a ne înființa noi, dacă vreți să vă spun pe cea dreaptă. Dar dăm înainte. O ultimă întrebare. Sunteți un politician de anduranță în politică de peste 20 de ani. Așa era și înainte, domnule. Așa era și acum 20 de ani în politica asta din Neamț. Una vorbea oamenii, alta făceau a doua zi, se mințeau unii pe alții, nu puteau, băteau palma asta, mâine își dădeau un cap. Așa a fost întotdeauna. Eu sunt mai tânăr, așa, nu știu, dar așa a fost întotdeauna? Neseriozitatea asta maximă din toate direcțiile? Dacă vreți să vă dau un răspuns, vreau să vă spun că au fost etape în care a fost exact cum spuneți dumneavoastră, dar au fost și diferit. Și au fost etape până în anul 2000, să mă exprim mai corect, și au fost etape și după anul 2000 până în 2012, ca să nu iau ultimii 2 ani de referință. Deci au mai fost perioade în care erau așa de neserioși toți? Au fost perioade când toți spuneau că fac câte ceva, nu făceau nimic și foarte puțini au recunoscut acest lucru și s-a văzut la vot. Au fost perioade când s-au făcut oarece lucruri. Promisiuni în politică, să știți că din punctul meu de vedere, eu și personal am spus-o și o repet, nu o să fac niciodată, dar au fost politicieni de neanduranță, ca să mă folosesc termenul nostru, care au venit și au promis. Poate mulți dintre ei au făcut foarte puțin din ce au promis, unii poate chiar au făcut, dar când a venit valul nemulțumirilor de la București, i-a luat și pe ei în aceeași... Ați ocolit puțin elegant răspunsul sau poate n-am formulat eu corect întrebarea. Mă refeream la neseriozitatea care se manifestă în interiorul clasei politice. Faceți o alianță, vorbiți cu cineva ceva. Chiar dacă nu faceți o alianță, vorbiți în spate ceva. Nici o înțelegere nu se mai respectă. Orice am văzut discutat între politicieni oficial sau neoficial la nivelul județului Neamț, se întorc, se păcălesc unul pe altul, una vorbesc, alta fac. Așa a fost întotdeauna? Eu nu vreau să comentez alte nu dăm alianțe. Nume. Și nu dăm nume. Dar vreau să vă spun, de exemplu, se vede alianța, o chestie generală. Am să vă explic printr-o alianță pe care noi am avut-o electorală cu Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat. Această alianță s-a respectat, chiar dacă poate lor nu le-a convenit în totalitate, poate nici noi n-am fost mulțumiți de rezultatele. Mă refer la Neamț, din unele comune unde ei aveau organizații bune și așteptam mai multe voturi atât la europarlamentare cât și la prezidențiale, dar ceea ce s-a vorbit și s-a discutat, indiferent că a fost public sau nepublic, noi și ei le-am respectat. Așa văd eu o construcție solidă de viitor. Faptul că, așa cum ați bine punctat și dumneavoastră, una se vorbește, alta ce face, se face, nu poate fi decât în detrimentul lor și oamenii cu siguranță la anul la urne îi va taxa, o să vedeți.
Acum să așteptăm să vedem ce se întâmplă și cu doamna Udrea, pentru că ne place, nu ne place, statutul ei va depinde, de statutul ei va depinde foarte mult și imaginea dumneavoastră, pentru că indispensabil este asociată cu PMP. Da, eu v-am spus, din 28 ianuarie ea nu mai face parte din structurile PMP-ului și cu siguranță, și dacă vine dacă, înapoi. Eu vă spun că nu mai vine, deocamdată. Vă mulțumim frumos și mult succes în tot ceea ce vă propuneți să faceți. Mulțumesc și eu și telespectatorilor dumneavoastră.